Fără Isus, nu putem face nimic. În 1 Corinteni, capitolul 1, cu versetul 30, găsim scris: prin El sunteți în Hristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Mulți cred că este ceva imposibil să îți iubești aproapele ca pe tine însuți, însă acesta este singurul rod veritabil al creștinismului. Iubirea de oameni înseamnă să te îmbraci cu Domnul Iisus Hristos, înseamnă să umbli și să lucrezi având în vedere lumea nevăzută. Astfel, trebuie să privim continuu la Iisus, căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Avertizarea solemnă, adresată nebunului bogat, trebuie să fie suficientă pentru toți oamenii care trăiesc la încheierea timpului. Domnul ne-a dat lecție după lecție pentru ca toți oamenii să se lepede de egoism și să stabilească relații strânse de prietenie și frățietate. El și-a dorit ca inimile credincioșilor să fie strâns unite prin legături puternice de simpatie pentru ca să fie una în El. Ei trebuie să se bucure împreună în nădejdea slavei lui Dumnezeu, căutând viața veșnică prin meritele lui Iisus Hristos. Dacă Hristos rămâne în inimă, dragostea va fi manifestată față de cei din jur și va uni inimile. Harul lui Hristos trebuie să fie singurul lucru pe care să se bazeze un creștin și atunci el își va iubi frații la fel cum l-a iubit Hristos pe el. Atunci va putea să spună: vino, și va căuta sufletele oferindu-le alinare, rugându-le stăruitor să le împace cu Dumnezeu. Influența lui va fi din ce în ce mai hotărâtă și își va devota viața lui Hristos care a fost răstignit pentru el. Acolo unde dragostea ajunge desăvârșită, legea este respectată și euul nu-și mai găsește locul. Cei care îl iubesc pe Dumnezeu cu o dragoste supremă lucrează, suferă și trăiesc pentru cel care și-a dat viața pentru ei. Putem să păzim legea numai dacă ne însușim neprihănirea lui Hristos. El ne spune: despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Când primim darul ceresc, neprihănirea lui Hristos, vom descoperi că ne-a fost pus la dispoziție harul divin și că resursele omenești sunt lipsite de putere. Iisus ne dă Duhul Sfânt în măsură bogată, pentru situații de urgență, pentru a ne ajuta în slăbiciunile noastre, pentru a ne încuraja, pentru a ne lumina mintea și pentru a ne curăți și înnobila inima. Hristos devine pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. De la începutul și până la sfârșitul vieții creștine, nu putem reuși să facem niciun pas fără Hristos. El ne-a trimis Duhul Său, care să fie cu noi mereu și putem să-L urmăm oriunde mergem, dacă avem încredere în El, fără rezerve și dacă ne predăm voința Lui. Duhul Sfânt va lucra în fiecare inimă care se supune influenței sale sfinte. Neprihănirea lui Hristos îi va ieși în întâmpinare unui astfel de om și slava Domnului va fi răsplata lui. O, iubitul meu părinte, sunt conștientă că fără tine nu pot să fac absolut nimic. Te invit în viața mea și tu să fii cel care o conduce. Îți mulțumesc că și astăzi pot să fiu biruitor prin tine. Fii slăvit și lăudat. Amin.